trei joculețe care vă puteți juca cu popiturile sau cu Simple Dimple-urile sau cu Tangle-urile. Astăzi sunt împreună cu verișorii mei, Ianis și Dejan. Pe Dejan l-ați mai văzut, da? Cred că și pe Ianis. Da, într-un vlog când am făcut teră parcur. Da! Parcurs. Challenge, da. Bine. Uitați copii. Aici vlogul. Aici vlogul. Da. Să începem, eu zic. Da. Bine, primul joculeț. Primul joc este Push Bubble. Cum se joacă jocul ăsta? Păi, ne-am ales popiturile, pe acestea le dăm la o fază și trebuie să facem întregi. Pe partea cam nașpa, care merge mai greu, și pe partea bună. Mai bună. Da. Cine termină mai rău de împins bulin de aceea, și pe parte și pe alta. Da. Este câștigător. Bine. Sunteți pregătiți? Da! Toți trei? Da! Bine, și eu. Și avem voie cu două degete. Două degețele la vedere. Așa. Și eu dau startul, da? Da. La 1, la 2, la 3, start! Haideți, copilași, rapid, 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 rapid. Gata! Și pe partea, și pe partea cealaltă? Două degețele folosim, da? Gata! Bravo! Gata! Bravo, copilași! Să verificăm, să verificăm. Dejan primul, Tania a doua și Ianis a treilea. Bravo, copilași! Deci așa vă puteți juca cu popiturile. Da, și puteam juca cu trei degete. Da, bine. Care este cel de-al doilea joculeț? Cel de-al doilea joculeț este trade cu popiturile, tangle-urile și cu Simple Dimple-urile. Ok, de ce ai nevoie? Avem nevoie de o fișă. Uitați, fișa aici. Să avem X, adică nu vrem, da, să le luăm. Da. Și plus să mai adăugăm. Bine. Prima și... dată eu o să fiu cu Dea. Și după aceea. Și după aceea. Perfect. Să înceapă joculețul. Înceapă trade-ul. Să înceapă. Haideți, explicați. Eu pun prima? Da. Dejan apasă că îl vrea pe OK și tu, Tania, ai apăsat pe OK. Da, dar că prima oară Dejan apasă, după acum eu apasă. Am înțeles. Și el nu. Acum Dejan pune prima iară tu, păi. Nu, de fapt, îmi pune de la un X. Unu. Bravo! Și acest joc poate continua la nesfârșit, nu? Da. Bine, acum eu zic să joci și cu Ianis. Ianis și după băieții. Da. Runda cu Ianis. Să înceapă runda cu Ianis. Să vedem fiecare ce licitează. Da. Bine. De ce? Corcubeu. Alege. Ianis, ce variante ai? Să mai adaugi, Tania. Bravo! Deci așa se joacă. Mai încă o dată. Mai licitați încă o dată. Așa. Tania alege? Nu, pune unul. Unul? Și tu acum ce variantă alegi? Să mai adauge Ianis un lucru.
copilași. Jocul poate continua la nesfârșit, așa e? Da. Da. Acum urmează Dejan cu... Ionis! Yes, ok. Las băieții în față. Haide, să vedem fiecare ce licitează. Eu pun acest pochet cu cubeu. Și ce faci? Următorul pas, Ionis. Care opțiune o alegi? Dejan, mai trebuie să adauge. Un simple dimple. Ok. Tu ce vei face, Ionis? Bravo! Și-au făcut schimb copilașii de Fidget Toys. Ok, acum este rândul lui Dejan să aleagă, nu? Da. Ce opțiune? Bun, puneți. Ok, haide, Ionis. Cu ce licitezi? Dejan? Bine, hai să vedem, Dejan, ce opțiune ai, ce opțiune alegi? Să mai adauge. Ionis mai adaugă. Dejan, ce face? Și au făcut copilașii schimb. Și tot așa jocul continuă la nesfârșit. Și acum este rândul joculețului numărul 3 să le arătăm lui copilaș. Ok. Să înceapă și de-al treilea joc. Cel de-al treilea joc. Cum vă veți juca de data asta? Să punem o bilă în popit. Băiul să se închidă ochii. Și o să spună un număr. Tangle n-avem ce ascunde, așa că... Tangle. Sunt la relaxarea mea. Ok. Băieți, închideți ochii. O să-mi aleg. Gata. Ok, gata. Și acum cine începe primul? Suefa? Să vedem cine începe primul. Hai. Suefa. Ionis începe primul. Spune un număr, Ionis. Număr 2. 2. Să vedem dacă ești norocos și ghicești unde e bilă. Număr 2. Nu e aici. Închideți ochii. Până ghiciți. Bun. Acum este rândul lui Dejan. Dejan spune un număr. Să vedem, poate tu ești norocos. Puteți să spuneți numere mai mari ca să aibă ce număra. 2. Tot 2. Ok. Hai, Tania. Pe ce vrei, așa sau așa sau așa? Nu, 2. Ia, să vedem, apasă. Uite. E, nu e. Ok, eu zic să schimb. Eu zic să schimb acum popitul, să uite, ai. Era la galben și înainte la roz. Bine. Încă o dată, ia mai un popit mai mare și să vedem, poate ghicesc atunci, băieții. Încă nu. Gata. Gata. Bun. Sue, fa și vedem cine începe primul. Haide. Su-ge-fa. 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 Mai rapid. Fa. Dejan începe primul. Spune un număr. 16. Bine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Deci se pare că Dejan nu a ghicit, era la 14. Ai fost foarte aproape, Dejan. Ok, să vedem, poate ghicește Ionis acum. Ghideți ok? Gata. Ionise. Un număr, Ionis? Mm. 13. Să vedem, poate e cu noroc 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nu era cu noroc. Nu era cu noroc. Din păcate, ia să vedem ce. Era aici. 15. Amândoi ați fost aproape. Acum vreau de aia să spun și noi iar să ok? Ok. Alegeți oricare popit. Cu care popit vrei tu, Dejan? Închidem ochii. Închidem ochii.
poate eu am șanse să câștig. Poate. Ok, gata. Gata. În popitul ăsta? Asta? Da. Da. Bine. Suefa? Suefa. Rapid trebuia să faceți. Tania, prima. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tania nu a ghicit. Ok. Este rândul lui Ianis. Da. Încă o dată. Închideți ochii. Să arăt și la cameră unde l-a ascuns, ok? Da, cum să nu? Da, se vede. Gata, Ianis. Bine. 7. Hai să vedem. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Era aici. Din păcate, era, nici care nu ați câștigat. Este un joculeț super distractiv și acesta. Da. Și ce mai puteți voi să faceți cu popiturile acestea? Și haideți să vă arătăm. Seva. Dar la popitul ăsta sigur merge. Stai, Diana, trebuie pe partea aia mai tare. Nu trebuie, nu e concurs. Nu, nu așa. Așa și acum? Super distractiv. V-au plăcut metodele noastre să, să vă jucați cu popiturile. Bye, bye! Pa! Să vă abonați, să dați like și pe clopoțel și să scrieți multe comentarii dacă mai vreți și partea a doua.